Vă spun un bun venit în seara aceasta la o nouă conferință Edictum. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Mulțumesc și domnului profesor Marius Cruceru pentru că ne-a onorat cu prezența lui și a răspuns invitației noastre. Vreau să primim cu căldură ca la Cluj. Cele ce urmează, aș vrea ca să vă readuc aminte, în scurte cuvinte, cine suntem, ce facem. Vă care prietenul meu, Vlad, va veni și va face o scurtă prezentare despre temă și despre invitat. Așa cum bine știți, noi suntem Asociația Studențească Edictum. Aceasta este a șaptea conferință pe care o organizăm. Conferințele precedente trădează oarecum viziunea și misiunea noastră, aceea de a promova valori, principii creștine. Vrem ca să ștergem din praf elementele care compun credința creștină, o credință atât de bogată. Chiar dacă suntem la a șaptea conferință, cu siguranță vom avea nevoie de mult, mult, mult mai multe conferințe ca să putem să acoperim toată bogăția pe care o găsim în credința creștină. Iar în această seară ne vom apropia de o temă și de un om care a făcut lumină în istorie, care a luat lucruri prăfuite din Scriptură, din credința creștină, le-a dus la lumină și astfel a influențat masiv istoria bisericii și chiar istoria Europei. Mi-aduc aminte de una dintre întâmplările din biografia lui Augustin, sper că nu o să mă suprapun cu domnul profesor. Cu 4 ani înainte să moară Augustin, îl așează pe Eraclius ca și succesor în biserica din Hippo, iar în momentul în care a fost ceremonia, Eraclius s-a ridicat și înainte să-și înceapă discursul, să-și înceapă vorbirea, a spus cu multă modestie, stând în fața unui titan al credinței, cum a fost Augustin, spunea: acum greierele cântă și lebăda tace. Dacă ar ști Eraclius, acum după 1600 de ani, influența enormă pe care a avut-o Augustin în biserică și în societate, cu siguranță ar fi spus că lebăda n-a tăcut, din contra, a cântat și a cântat atât de frumos. Influența la Augustin se întinde chiar până în zilele noastre și un exemplu ilustrat l-am văzut duminică. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți, Martin Luther s-a convertit la credința creștină în urma unui studiu pe care îl făcea pe Romani, în capitolul 1, versetul 17, și acolo a găsit niște notițe scrise de Augustin, iar notițele acelea scrise de Augustin l-au determinat și au produs în el o înțelegere diferită a tot ceea ce înseamnă creștinismul și relația pe care un om trebuie să o aibă cu Dumnezeu. Iar Martin Luther, cu siguranță, l-a influențat într-un mod pozitiv și sperăm ca influența asta pozitivă a lui Martin Luther, venită prin Augustin, să influențeze într-un mod pozitiv țara noastră, de ce nu, și să fie o influență de bun augur. Vlad, aș vrea ca să vii să ne prezinți tema și pe domnul profesor Marius Cruceru. Bună seara, vă spun și eu și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această nouă conferință, Edictum. Pentru început, un anunț de ordin organizatoric. Cred că fiecare dintre dumneavoastră ați primit câte un flyer și pe versul acestui flyer se află anumite întrebări prin care dorim ca dumneavoastră să evaluați evenimentul, conferința, ca să avem un feedback ca pe viitor să putem să organizăm mai bine aceste conferințe. Este foarte important pentru noi să completați aceste flyere. Vă mulțumim! Cum spunea și colegul meu Daniel, în această seară, ca și invitat, îl avem pe profesorul Marius Cruceru. Dânsul este profesor universitar la Universitatea de Teologie din Oradea, este și decanul acestei facultăți de teologie de acolo. Dânsul a absolvit Facultatea de Limbi Clasice și, cum spunea chiar dânsul, a făcut limbi clasice ca să ajungă la teologie, însă așa mai pe ocolite.
prin exegeză. Profesorul Marius Cruceru este autorul unor monografii și studii referitoare la cele două domenii de interes care îl preocupă, patristica clasică și exegeza Noului Testament în limba greacă. Când am ales împreună cu colegii din cadrul asociației tema pentru această conferință, ne-am gândit care ar fi persoanele abilitate pentru a putea să elaboreze un studiu și să ne prezinte o conferință, să ne prezinte această temă, să o dezbată aici, în fața noastră. Și cunoscând preocupările profesorului Marius Cruceru pe tema Augustin, dânsul și-a scris lucrarea de doctorat pe această temă, am considerat că este una dintre cele mai abilitate persoane pentru a susține această conferință. Și suntem onorați că a acceptat invitația noastră. Dacă ne-am oprit însă doar la lucrarea de doctorat a dânsului, ne-am aflat într-o eroare, pentru că și alte volume scrise de dânsul au fost foarte bine receptate și sunt de o calitate foarte bună. Voi aminti câteva. Întoarcerea din oglindă, Vademecum de periegeză, este un volum care este o colecție de articole studiu, publicat în 2006 la editura Rizoprind. Înconjurând Muntele Fericirilor, care este un comentariu atipic la Predica de pe Munte, publicat în prima ediție în anul 2010 la Rizoprind și după aceea reeditat în 2013 la editura Ratio Revelatio. Aduc în atenția dumneavoastră și contribuțiile profesorului Marius Cruceru la traducerea Septuagintei, coordonată de Cristian Bădiliță, la editura Polirom. Tema, cum spunea și colegul Daniel, tema propusă pentru această conferință este Sfântul Augustin, portretul unei convertiri. Augustin de Hippo sau Sfântul Augustin, cum este numit în tradiția apusiană, sau Fericitul Augustin, cum este el numit în tradiția răsăritiană, este o figură marcantă în ambele tradiții bisericești. Gândirea lui a avut un impact nu doar asupra teologiei din cele două tradiții, ci și asupra filozofiei, asupra psihologiei și altor discipline. Răscumpărându-l pe Augustin, Dumnezeu a răscumpărat un mare gânditor și cu adevărat un filozof care a influențat gândirea creștină în istoria în care o trăim și noi. Privind retrospectiv la nivel macro, la nivelul macroistoriei, să spun așa, observăm impactul pe care Augustin l-a avut asupra gândirii teologice și nu numai. Dar dacă mergem mai în detaliu, dacă vom privi în detaliu viața lui, vom vedea un portret. Vom vedea că în viața lui se desprinde un portret al omului schimbat de Dumnezeu, al omului transformat. Portret ce poate fi schițat și pe șevaletul vieții noastre, pe șevaletul vieții fiecăruia dintre noi. Iar acest portret este portretul unei convertiri. În contextul alegerilor prezidențiale din acest an, am asistat parcă la o trezire a spiritului civic. Am asistat parcă la o convertire civică a generației tinere. Dacă am avea însă parte și de o trezire a spiritului creștin, am asistat cu adevărat la o convertire, la acea convertire autentică. Sper că această conferință, pentru noi cei de aici, să fie un fel de diasporă spirituală și să mergem de la această conferință mai treziți, mai luminați. Domnul să ne ajute! Bună seara tuturor! Acum vă văd pentru prima oară în față și sunt extrem de emoționat în această seară să văd că ați ales să sacrificați o după-amiază și o seară pentru ceva care poate părea foarte plictisitor. Când am fost întrebat cu ce mă ocup, ce am terminat, ce facultate am terminat și am spus limbi clasice, ce sunt alea? Greacă, latină, limbi moarte, nu se mai vorbesc. Replica pe care o primeam de obicei era ce plictisitor. Ca să vedeți totuși, și sper să se editeze acest lucru, ca să vedeți totuși că Augustin este relevant, în urmă cu vreo 3 săptămâni, un cunoscut om politic încerca să-mi explice într-un birou
De ce este important să votăm un anumit candidat? Nu voi numi pe niciunul în această seară. Și mi-a explicat că așa vom avea mai multă liniște. Un guvern de o culoare cu un președinte de o culoare va fi extrem de bine pentru întreaga țară, afacerile vor merge mai bine, investițiile vor fi mult mai puternice. Și ca să vedeți cât este de relevant, Augustin imediat mi-a venit în minte un citat care este atribuit lui Augustin, nu l-a spus chiar așa, dar este atribuit lui, circulă pe internet și respectiv a spus, este cam așa: în orice țară este liniște atunci când tâlharii se înțeleg între ei. Dragii mei, aș vrea să revenim la tema noastră, de la politică spre o altfel de politică, pentru că și aceasta este ceea ce vom discuta în seara aceasta, atinge cumva, cum s-a remarcat aici, domeniul viețuirii noastre împreună. Aș vrea să ne îndreptăm spre viața lui Augustin și sper să nu fie chiar așa de plictisitor. Vom avea două momente de lectură, nu se poate fără lecturare, de fapt trei momente. Aș vrea pentru început să vă lecturez în ceea ce, reconstruind astăzi, ar fi modul în care Augustin și-ar fi pronunțat limba latină. Este păcat să nu cităm, probabil în sală sunt cunoscători și este bine să începem cu un citat din Augustin. Mai întâi, această lucrare este finalizată în 13 noiembrie și suntem foarte aproape de cea dată, este data în care s-a născut Augustin, așa este trecută peste tot, nu este exact acea dată, dar așa a trecut în tradiție, 13 noiembrie 354, ne aflăm în preajma acestei zile și aș vrea să vă citesc ceva din Augustin în limba latină, foarte scurt, și apoi voi traduce pentru începutul acestei serii. Sero te amaui, pulcritudo tam antiqua et tam noua, sero te amaui, et eche in tu seras et ego foris, et tibi te quaerebam, et in ista formosa quae fecisti te formis in ruebam mecum eras, et tecum non eram, eam et enebant longe a te, quae si ente non esent, vocasti et clamasti et trupisti surditate meam, coruscasti, splenduisti, et fugasti caecetatem meam, fragrasti, et duxi spiritum en helo tibi, gustavi, et esurio, et sitio, tetigisti me, et exarsi, in pacem tuam. Târziu te-am iubit, frumusețe, atât de veche și atât de nouă târziu te-am iubit, și iată că tu erai în lăuntrul meu și eu eram în afara mea. Și acolo te căutam și mă năpusteam în urățenia mea asupra frumuseților lumești pe care tu le-ai creat. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu tine. Și mă țineau departe de lucruri care, dacă nu ar fi înființat într-o tine, nu ar fi ființat deloc. Tu m-ai chemat, ai strigat la mine și ai sfâșiat surzenia mea, ai fulgerat, ai strălucit și ai izgonit orbirea mea. Ai răspândit mireasma pe care am respirat-o. Ți-am simțit gustul, dar sunt flămând și însetat de tine, mai atins, dar mă mistui de dorul păcii tale. Convertirea, o criză așteptată. Mi s-a intitulat prelegerea, n-am ales eu acest titlu, dar cred că este un titlu potrivit, ați auzit motivația. Mi s-a intitulat prelegerea Portretul unei convertiri, pentru că am considerat că ne putem apropia de acest subiect mai degrabă cu o metodologie descriptiv-narrativă. Și probabil aceasta ar fi fost mai potrivită pentru acest subiect. După ce m-am reîntors la Augustin, vă mărturisesc că relația mea cu Augustin este o relație de iubire și ură în același timp. L-am părăsit în 2006, m-am reîntors aceste zile, am descoperit că sarcina aceasta ar putea fi intitulată mai potrivit o vivisecție sau o autopsie a convertirii. Pentru că în momentul când dorești să analizezi ceva atât de subtil, cum este o mișcare sufletească, de o asemenea amplitudine, aceasta moare sub bisturiul analizei.
Complexe de inferioritate și adevărate drame se petrec în potențialul catehumen care nu-și găsește momentul convertirii. Convertirea nu este un proces cumulativ în concepția evanghelică, neoprotestantă, ci un moment definit, bine marcat în timp, dramatic de obicei, apărut undeva între vârsta de 12 și 18 ani, momentul maturității, dacă ne apropiem de 21 de ani, devine deja prea târziu, și dacă tânărul trece de această vârstă, copilul este considerat deja fiu risipitor sau pierdut. Criza se instaurează și întreaga familie așteaptă să se petreacă criza convertirii. La fel ca în cazul tinerilor care nu se căsătoresc până la 30 de ani, familia intră deja în criză. Așa se întâmplă și într-o familie neoprotestantă sau evanghelică tipică. Soția mea a fost victima unei asemenea mentalități. Crescută într-o familie în care cumulările în cunoștința lui Dumnezeu și Sfintele Scripturi se întâmplau de generații, intrase într-un proces de apropiere și de cunoaștere a credinței creștine, crezuse undeva în copilărie, dar nu putea identifica momentul exact când. Nu putea găsi momentul potrivit, kairotic. Aceasta a făcut-o să amâne botezul până aproape de preziua căsătoriei noastre, pentru că în bisericile baptiste, spre exemplu, nu se pot căsători decât cei care sunt botezați în rit baptist. Astfel că puțin înainte de momentul căsătoriei a trecut prin ritualul botezului. Unii au presupus că este un botez de circumstanță, că se botează pentru a se căsători convenabil. Astăzi este unul dintre creștinii pe care îi consider admirabil, unul dintre cei mai buni creștini pe care i-am cunoscut. Recent în viața noastră de familie s-au întâmplat câteva evenimente care ne-au silit cumva să ne punem din nou problema convertirii. Când, cum, în ce fel se petrece aceasta? Eu am trăit un astfel de moment, dacă avem timp îl voi povesti, dacă nu, nu. Convertirea mea s-a petrecut într-un mod asemănător cu al multor creștini evanghelici, adică într-un moment de criză, dar cu ceva cumulări în spate. Întrebarea care se naște imediat în urma acestora este cum ne convertim, ne convertim sau suntem convertiți? Ne poate oferi Scriptura vreun răspuns prin modelele oferite în paginile ei? Când anume intervine Duhul Sfânt? Există, s-ar putea ca unii dintre noi să nu creadă, dar există teologii evanghelici care au scris texte în care analizează foarte, foarte atent momentul convertirii. Și problema este pusă așa. Când intervine Duhul Sfânt în exact? Întâi simțim noi nevoia de întoarcere, luăm noi decizia și mai apoi intervine Dumnezeu, sau întâi intervine Dumnezeu și noi răspundem în tot acest proces? O taxonomie a convertirilor pare aproape imposibilă, pentru că fiecare convertire este atipică, se desfășoară după o schiță unică. Există totuși suprafețe de suprapunere în descrierea convertirilor unor mari personalități și de aceea unii dintre noi suntem influențați să ne căutăm atât momentul convertirii, cât și tipul de convertire în narațiunile marilor convertiri. Narațiunea despre Augustin este una dintre aceste narațiuni. Astfel, în măsura în care presupunem prezența și intervenția divină, tot în măsura aceea trebuie să presupunem că acest proces ne scapă analizei. Dacă este doar un proces psihologic, care este rezultatul presiunilor sociale, este rezultatul presiunilor de grup, unii se convertesc, spre exemplu, pentru că s-au convertit alții din clasa lor sau din generația lor. Este o presiune a colegilor. Există modele de convertire în Scriptură, și anul universitar trecut am susținut o serie de 7 conferințe legate de câteva portrete întâlnite în Evanghelia după Ioan. Și dacă luăm, spre exemplu, iau numai câteva exemple. Nicodim, un intelectual, se convertește într-o perioadă foarte lungă de timp. Are o primă discuție cu Iisus și durează aproximativ un an jumătate până la 2 ani, până când se înțeleagă, se priceapă și în preajma crucii se convertește. Samariteanca pricepe după 3 ore de discuții și aduce după sine o întreagă cetate. Slăbănogul, spre exemplu, din capitolul 5 din Ioan, este vindecat, foarte interesant, dar nu se convertește. Orbul crede în Iisus, primește lumina vizibilă și spirituală într-un singur moment. Dacă depășim cadrul Evangheliei, convertirea apostolului Pavel este probabil cea mai spectaculoasă din Scripturi, vă amintiți drumul Damascului.
Între Apostol și Augustin sunt câteva narațiuni martirice, istorii care ne-au venit din tradiție, care probabil l-au influențat pe Augustin. De ce apelăm la Augustin? Pentru că Augustin cu al său geniu ne poate ajuta în două privințe, probabil în trei. Convertirea sa este foarte spectaculoasă și are toate ingredientele necesare a analizei. Mai mult decât atât, el scrie confesiunile, un gen literar sui generis, și subiectul, adică el, reflectă asupra experienței, reflectează asupra experienței și are și instrumentarul conceptual să își descrie experiența și terminologia care ne-ar putea ajuta să înțelegem prețioasa experiență. Convertirea, paradigme, probleme, modele. Așa cum s-a observat, convertirea este o problemă delicată. Convertirile dramatice sunt rare în Scripturi, cea mai cunoscută fiind a Apostolului Pavel, și teoreticienii convertirii, studiind materialul, ne oferă două direcții mari de analiză, două paradigme majore, după cum urmează. Prima este cea a bisericilor tradiționale, în care apartenența la poporul lui Dumnezeu, biserica, este interpretată în lumina Vechiului Testament. Cum ne întoarcem la Dumnezeu? Ne naștem, dacă în poporul Dumnezeu eram tăiați împrejur, în nou popor al lui Dumnezeu intrăm prin botez, nașii sunt garanți ai traiectoriei spirituale ulterioare, și așa cum ești tăiat împrejur în poporul Israel, ești acum botezat și faci parte automat din popor. Convertirea poate fi o intrare în acest har. Convertirea poate fi o reactivare a harului primit în copilărie. Al doilea model care funcționează aici este convertirea păgânilor sau evreilor. Vedeți experiența lui Nicolae Steinhard, Jurnalul Fericirii, un evreu care, un alodox, un heterodox, care se întoarce la adevărata credință, credința bisericii tradiționale și primește botezul ca urmare. Dacă ne ducem în paradigma protestantă, după exemplul Apostolului Pavel, pocăința, întoarcerea la Dumnezeu, este însoțită neapărat de botezul adultului. Cel care pricepe harul lui Dumnezeu îl înțelege rațional, ia decizii, se convertește, observați reflexivul, și viața lui poate fi descrisă fracturat, înainte, este un înainte și este un după. Dar nici aici nu este înțelegere completă. Pentru că, dacă detaliem, paradigma protestantă se împarte în cel puțin două modele mari. Modelul convertirii progresive, sau i-aș spune cronologice, adică de la Cronos, zeul care și-a mâncat copiii, și convertirea cairotică, momentană. Între acestea avem alte nuanțe. Deci două direcții și la direcția protestantă încă două direcții. Convertirea ca proces, convertirea ca moment în timp. O altă complicație, dacă să facem lucrurile și mai încețoșate, tot în paradigma protestantă avem următoarea tensiune. Omul îl caută pe Dumnezeu sau este căutat de Dumnezeu? Avem liber arbitru sau predestinare? Problema fundamentală a convertirii pleacă la disputa dintre cele două școli teologice evanghelice, predestinare sau liber arbitru, disputa de ceva ani încoace, numită vulgar sau popular, tensiunea dintre calviniști și arminieni. Cum s-ar descrie asta pe scurt în termenii convertirii? Dacă Dumnezeu alege și este suveran și El știe absolut tot, înseamnă că nu ne mai putem converti. El ne cheamă, convertirea este un act pasiv, eventualmente este un răspuns automat la harul irezistibil al lui Dumnezeu. Repet, am vulgarizat această poziție teologică. Dacă avem pe de altă parte liber arbitru, atunci este legitim să spunem ne convertim, ne întoarcem la Dumnezeu. După ce vom fi avut toate probele raționale, după ce vom fi cumulat toate argumentele și tensiunile, aceasta ne determină să luăm decizia potrivită, adică să ne întoarcem la Dumnezeu. Exemplele de convertiri cu voia abundă în literatura inspirațională evanghelică. Convertirea lui Augustin
Și aici trebuie menționat faptul că Augustin are un rol special în literatura evanghelică. De ce? Nu numai din pricina felului în care se convertește și noi dorim cumva să-l confiscăm în spiritualitatea noastră. Uite cum s-a convertit Augustin, dacă el s-a convertit așa, înseamnă că acesta este un arhetip al convertirii, așa am putea să ne convertim toți. Augustin are un loc special în mentalitatea evanghelică din pricina influenței teologice pe care a lăsat-o via Calvin și Luther. Luther, s-a spus aici, a fost călugăr augustinian. Calvin era un foarte bun cunoscător de Augustin și n-am putea imagina doctrina despre har, n-am putea imagina soteriologia evanghelică așa cum o știm acum dacă n-ar fi fost Augustin. Convertirea sa atât de spectaculoasă nu poate fi ratată ca exemplu demn de urmat și, într-un fel, o putem asimila cu ceea ce noi numim pocăință. De ce ne interesează în continuare convertirea lui Augustin? Odată, pare compromisul perfect. Este revendicat de bisericile tradiționale, deopotrivă, adoptat de bisericile evanghelice, magistru al teologiei occidentale, unde este numit Sfântul Augustin, acceptat de teologii orientali, veți recunoaște diferența dintre cele două tipuri de literatură, în teologia orientală este permanent numit Fericitul Augustin, considerat înaintaș al reformatorilor, Augustin este un punct de întâlnire a tuturor tradițiilor spirituale. Convertirea lui Augustin este fascinantă și din pricina contrastului din viața dinainte, are o viață realmente de roman, de film, s-a și făcut un film după viața lui Augustin. Ne ducem spre Augustin pentru că în cazul lui ne reprezintă într-un fel pe toți. Într-un fel, Augustin este un caz cu totul atipic. Și aici, dacă intrăm în literatură, dacă citim confesiunile, vedem că nu mai putem să ne identificăm chiar așa de ușor cu Augustin. Vă recomand aici, pentru explorare, această ediție a confesiunilor, neapărat în traducerea profesorului meu, Eugen Munteanu. Este o traducere absolut superbă. Este în ediție bilingvă, Iuxta, și puteți urmări, pentru cei care mai aveți încă cunoștință de limba latină, puteți urmări în paralel textele. De asemenea, am adus mai multe cărți pentru cei interesați, recomand această carte a lui Henri Nemaru, Sfântul Augustin și Sfârșitul Culturii Antice, o monografie excepțională, și modesta mea contribuție, Chinul la 7 ani, dacă sunteți interesați de un dialog cu Irine Maru și anumite presupoziții pe care dânsule are în acest material, Augustin un amator, cu accentul pus așa, este o monografie asupra acestor tratate, confesiuni, închiridioni de civitate și de trinitate, unde avem cumva miezul teologiei augustiniene. Ce este convertire? Am putea să dăm o definiție? Sunt tot tipul de convertiri. Putem să ne convertim, spre exemplu, la un regim vegetarian. Putem să ne convertim la sport, putem să ne convertim la... Știu, există convertiri dramatice și noi putem să avem descrieri foarte romantice ale convertirilor noastre spirituale, dar există convertiri spirituale în toate celelalte tradiții. Convertirea creștină nu are deloc ceva cu totul special pentru cel care privește din afară, pentru sociolog sau pentru psiholog. Pentru noi are ceva special pentru că credem că există o persoană din Sfânta Treime, Duhul Sfânt, care se ocupă de acest lucru. Dar, în general, convertirea reprezintă o mutație paradigmatică radicală, la nivel individual, o mutație generată de factori interni și externi în această ordine. Convertirea poate însemna două lucruri. O schimbare abruptă în ce privește atitudinea religioasă, spune Bartley, însoțită de o experiență emoțională extremă. Ori, în al doilea rând, trecerea de la o modalitate de înțelegere a realității, o schimbare de cheie hermeneutică asupra realității, spre o altă modalitate de percepție. În cele mai multe cazuri, convertirea aduce confort intelectual, schimbarea statutului emoțional, omul se vede pierdut înainte, se vede regăsit plin de o lumină spirituală. Apropo, imaginea bucuriei și luminii însoțesc toate convertirile
majore, celebre pe care le știm, înainte este înstrăinat și păcătos, după este pace și stabilitate spirituală. În mai toate narațiunile convertirilor există câteva puncte de referință. Punctul esențial este punctul climactic, punctul de frângere, punctul de criză și cele două experiențe, înainte și după. Am ascultat multe narațiuni ale convertirilor de-a lungul a 20 de ani de pastorală. Cele mai multe au urmat acest tipar, această schemă a treptelor spirituale, în care tânjirea după îmbunătățire spirituală și renegarea trecutului păcătos, toate însoțite de experiența luminoasă, cairotică, critică, contorsionantă a momentului convertirii. Dar majoritatea cazurilor avem de-a face cu un statut dinainte de convertire, i-aș spune preconvertirea. Aș vrea să ne uităm un pic la viața lui Augustin pe scurt. Am intitulat această parte Preconvertirea, viața pe scurt, sau Doamne, fă-mă sfânt, dar nu chiar acum. Este una dintre rugăciunile dinainte a lui Augustin. Se naște la Tagaste, în Nordul Africii, pe 13 noiembrie 354, mama Monica, o credincioasă devotată, tatăl Patricius, un păgân, oficial roman, participă la catehism de tânăr și este prima sa întâlnire cu învățătura creștină. Acest moment este foarte important. Augustin n-ar fi avut frământările pe care le-a avut dacă n-ar fi făcut catehismul cu seriozitate. Își povestește în confesiuni de traumele învățăturii, cum era nevoit să memoreze și să silabisească deopotrivă din Homer și deopotrivă din Sfintele Scripturi. La 18 ani devine rebel, în 370 se mută la Cartagina și întâlnește concubina, motiv de mare îngrijorare pentru mama sa, are un copil pe care îl numește, foarte interesant pentru un rebel și pentru un păgânizat, un fiu pierdut, pe copil îl numește Adeodatus, adică cel dat de Dumnezeu. Ciudat nume, nu-i așa, pentru un neconvertit. În 373 recitește Hortensius de Cicero. Augustin a avut o dragoste specială pentru Cicero și este foarte interesant. Interesant atitudinea lui după ce devine episcop. Aș vrea să fac această paranteză pentru că este interesantă. Mulți l-au acuzat de ipocrizie, pentru că după ce se convertește, după ce devine episcop, vorbește despre acel Cicero, cumva distanțându-se, acel retor, acel roman Cicero. Ori dragostea sa pentru Cicero este o dragoste care îl însoțește toată viața, de fapt. Flirtează cu creștinismul, pe care îl consideră neinteresant, o religie a celor needucați, este lipsit de logică, de articulații dogmatică, aderă la maniheism, vreme de 9 ani, care îl satisface cumva intelectual, îl satisface spiritual, dar parțial, pare profund științific logic. Încep să apară primele frământări creștine și e foarte interesant să observăm presiunea, sunt câteva studii care vorbesc despre presiunea Monicăi, a mamei lui, asupra lui Augustin cel tânăr. Crede în Dumnezeu, dar nu poate. Vrea, dar nu reușește. Dorește sfințenia, puritatea, dar continuă să trăiască în moralitate. De aici și rugăciunea sa ironică: Doamne, fă-mă sfânt, dar nu chiar în momentul acesta. Tânjește după puritate, dar continuă să trăiască libertin. Își continuă educația, își dovedește inteligența, începe să lucreze ca profesor de retorică, fuge la Roma într-un mod foarte interesant, îi dă întâlnire mamei, dai spune corabia greșită, el pleacă cu o altă corabie, mama rămâne plângând și continuă să se roage să mijlocească la Dumnezeu pentru el. Profesoratul de retorică la Roma îi asigură un mare succes, dar se mută fără prea multe explicații la Milano în anul 384. Dezamăgit de maniheism, după 9 ani de frământări și căutări, se apropie din nou de neoplatonici, mai ales de neoplatonicii creștini. Începe să citească literatură de influență creștină și literatură creștină de influență păgână. Începe să citească tratatele trinitare și începe să fie fascinat de Ambrosius, sau Ambrozie, cum este cunoscut el. Fost politician, fost avocat, actualmente episcop, iată că este posibilă și o asemenea traiectorie, da? Nu invers. Ambrozie îl cucerește prin logica și retorica sa, prin stilul său oratoric impecabil, dar și prin conținutul predicilor sale.
Prima dată Augustin vine ca profesor de retorică să-i analizeze retorica, stilul retoric al lui Ambrozii. Începe să fie impresionat nu numai de retorică, începe să fie impresionat de sunete, de liturghie, de muzică. Începe să reevalueze din această pricină întreaga teologie și estetică creștină. Apropo, pentru cei care nu știați, a scris un tratat foarte interesant de muzica, care este mai mult un tratat estetic. După o serie de crize personale, dă în mod miraculos de un text din Apostolul Pavel și voi reveni, are loc momentul grădinii la care voi reveni și este botezat de Paște în 387. Își abandonează cariera, vrea să se mute în nordul Africii, acolo vrea să trăiască în liniște deplină, începe să trăiască auster, să se pară de concubina lui. Între timp moare Adeodatus, lucru care îl marchează extrem de puternic, și este ordinat preot cu forța, apoi episcop cu forța, stă în Hippo sau Hipona, cum mai ați auzit, altă pronunțare, a scris peste 5 milioane de cuvinte, peste 100 de lucrări în diferite domenii și rămâne una dintre personalitățile care au marcat în mod definitiv mentalitatea occidentală, filozofia și teologia occidentală. La o analiză simplistă, doar pe această narațiune, am putea ajunge la concluzia că Augustin s-a convertit din pricina presiunii Monicăi, a rugăciunilor ei și din pricina faptului că Ambrosie a ieșit în cale și la un moment dat a avut, iată, acest, îi spunem noi, har, această întâmplare extraordinară ca vântul să răsfoiască în niște pagini și să dea peste textul din Roman 13, 13 și 14. Se pare că ale Domnului căi sunt mult mai întortocheate și mai pline de savoare decât atât. Care sunt influențele? Este întoarcerea lui Augustin rodul doar a unei plase analizabile sociologic? Monica și Ambrozie sunt alături de modelele de convertire invocate de prieteni, și anume întoarcerea lui Marius Victorinus, față de care avea o mare admirație, îi citise din tratate, și întoarcerea călugărului egiptean Antonie cel Mare, sau întoarcerea Augustin trebuie analizată și pe alte, domenii de analiză. Ce anume l-a făcut atât de dornic pe Augustin să spune că sunt pus pe foc să-l imit pe Gaius Marius Victorinus? Ce putere de convingere trebuie să fie avut o simplă istorisire că viața lui Antonie? Schema Simplicianus, Marius Victorinus, Ponticianus și Alipius și Antonie, deci povestirile prietenilor, povestirea despre Antonie considerată de Augustin una dintre cele mai impresionante hagiografii. Această schemă a presiunilor este mult prea simplistă dacă eliminăm frământarea lăuntrică și preocuparea intelectuală a tânărului Augustin. Din scrierile de maturitate, comparate cu cele târzii, se poate deduce că Augustin a trecut printr-o stare de preconvertire, un teren al inimii care fusese deja pregătit, intelectual, emoțional, spiritual. O stare de pre-evanghelizare personală, consistentă cu niște trăiri lăuntrice foarte intense, dar în timp are senzația, și aici e foarte important, dacă vom avea timp să ne oprim asupra metaforilor convertirii la Augustin, voi reveni asupra acestui lucru. Augustin își vede convertirea ca un drum, ca o călătorie, are diferite obstacole pe care trebuie să le înlăture. Augustin își vede convertirea ca o stare în care este instabil, dar apoi se stabilizează și devine tot mai stabil în fața lui Dumnezeu. Își găsește eutopic locul, locul cel mai bun. Cacotopia fiind locul nepotrivit sau distopia fiind locul nepotrivit, el își găsește locul potrivit în raport cu Dumnezeu. De asemenea, o altă metaforă interesantă pe care o folosește pentru convertire este eliberarea de robie sau, de asemenea, vindecarea de boală. Profesor Omeara, unul dintre teoreticienii augustinieni, subliniază faptul că Augustin a fost urmărit tot timpul de obsesia lui Iisus Hristos ca mediator, Iisus Hristos ca axis mundi, ca cel care domnește, s-a întrupat pentru noi, pentru această mântuire și devine mijlocitorul între Dumnezeu cel nevăzut și lumea văzută. De asemenea,
același autor, spune că originea acestor idei, că Iisus este singurul punct de contact între noi și Dumnezeu cel nevăzut, spune dânsul că aceste idei sunt un fel de combinație cu idei care vin din sursele neoplatonice, și Augustin ajunge cumva la concluzia că individul poate să se raporteze singur, nemediat, la Dumnezeu. Idee care trebuie să recunoașteți este revoluționară. El poate sta de vorbă cu Dumnezeu și dacă veți fi curioși să citiți confesiunile, veți vedea că sunt o serie de adresări la Dumnezeu în mod direct, fără intermediar, prin Iisus Hristos. Ideea de dialog direct, nemediat de altcineva decât de Hristos însuși, la rândul său, Dumnezeu adevărat, care vine către noi, este o idee care parcurge toate scrierile augustiniene de maturitate și bătrânețe. Aici sunt rădăcinile trăierismului individualist protestant și evanghelic de mai târziu, rădăcinile subiectivismului de tipul eu și cu Dumnezeu formez majoritatea, restul nu contează. Vom vedea că la Augustin lucrurile capătă nuanțe, el nu este eu și cu Dumnezeu, nu mă interesează ceilalți, ci își gândește teologia neapărat comunitar în interiorul bisericii. După cum arată Kelly, folosește ideea harului de binefacere în binefacere în textul care apare în Pavel în Romani și în textul Ad Simplicianum spune și citează textul din Romani 9:16, și anume igitur non volentis, non curentis, sed miserentis est Dei. Așa că nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Aici este un punct de turnură în linia ideatică care este premergătoare convertirii. Pentru că Augustin, conștient fiind de neputința sa, începe să implore harul lui Dumnezeu, începe să dorească ca Dumnezeu să aibă milă, să fie milă. Cum se convertește Augustin de fapt? Este o singură convertire? Sunt mai multe convertiri? Sunt 3 sau 4 modele, vi le voi da pe scurt și apoi vom recurge la text. Primul model de înțelegere, Papa Benedict a avut un text interesant, într-o scrisoare, face referire la convertirea lui Augustin. Primul model este o convertire în 3 etape. Este prima întâlnire cu pioșenia creștină prin mama sa, cu etica și etosul creștin, apoi urmează întâlnirea cu filozofia, cu logosul, apoi urmează întâlnirea cu apostolul, textul inspirat, și Augustin se regăsește în confesiuni 8:12-29, după ce află istoria lui Antonie și istoria lui Marius Victorinus, se găsește într-un moment climactic, presat de aceste 3 etape. Al doilea model al convertirilor multiple este convertirea la filozofie prima dată, apoi convertirea cu ocolul pe la maniheism, urmează o etapă de cercetare, frământare, căutare și unii autori vorbesc despre avantajul acestui ocol prin maniheism, pentru că în felul acesta Augustin și-a închis toate ușile posibile, n-a mai tras cu ochiul la erezie. Alții spun deopotrivă că acest ocol maniheic a fost ghinionul nostru, și anume faptul că Augustin a fost atât de influențat de maniheism încât toate scrierile de maturitate sunt cumva influențate în mod negativ de perioada aceasta. În acest al doilea model, pasul 3 este convertirea la creștinism sub călăuzirea lui Ambrozie. Al treilea model al convertirii pornește de la modul în care Augustin însuși își descrie setea lăuntrică, și anume convertirea intelectuală, convertirea morală și al treilea convertirea religioasă. Augustin vorbește despre dragoste. A lua și a analiza în felul acesta convertirea, cum se convertește cineva, mai întâi se convertește intelectual, apoi se convertește moral, este convins că trebuie să trăiască pur, apoi vine legătura directă cu Dumnezeu, este ca și cum am descrie noi, acum cum ne îndrăgostim. Ne îndrăgostim pentru că avem toate raționamentele intelectuale, mă îndrăgostesc de fata cutare pentru că tatăl ei are combină
și raționez, fac o alegere în virtutea argumentelor, apoi îmi calculez toate posibilitățile. Când ne îndrăgostim, ne îndrăgostim. Augustin vorbește despre dragostea irezistibilă a lui Dumnezeu. De aceea, aceste tipuri, aceste modele de convertiri în trepte a lui Augustin nu cred că funcționează. Convertirea este un proces dinamic, un proces continuu. Un alt autor, Lonergan, notează faptul că Augustin folosește termenul care ne arată convertirea și la activ și la mediopasiv. Adică am fost convertit, am fost întors, s-a convertit. Deci dacă luăm cele două extreme, Augustin ne reduce, face media dintre ele și spune paradoxal, ne convertim și suntem convertiți. Paradoxal, alegem pe Dumnezeu și nu l-am putea alege dacă El nu ne-ar fi găsit mai întâi. Paradoxal, noi ieșim în căutarea Lui, dar El ne-a găsit deja de multă vreme. Ne-a știut din pântecele maicii noastre. Paradoxal, dorim să fim convertiți și în același timp refuzăm. Dorește să se apropie de noi, noi îl respingem și ne întâlnim undeva pe tărâmul paradoxului. Dar mai avem modele din acestea de paradox. Cum putem înțelege, spre exemplu, dumnezeirea și umanitatea Domnului Iisus Hristos? O afirmăm teologic, Iisus Hristos este în mod desăvârșit om, în mod desăvârșit Dumnezeu, în uniune ipostatică și cum putem împăca logic așa ceva? Cum putem împăca logic faptul că Scriptura este deopotrivă cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul omului? Că Scriptura, îmi pare rău să vă dezamăgesc, are greșeli de gramatică, are erori, dacă o raportăm la greaca clasică. Adică, cum? Și nu e un cuvânt al Dumnezeu perfect? Ba da, este cuvântul lui Dumnezeu. În același timp este 100% cuvântul omului. De aceea, analizând convertirea, trebuie să o vedem tot timpul în stereo și din ambele direcții. Dinspre Dumnezeu și om este harul suveran al lui Dumnezeu. Dinspre om, spre Dumnezeu, este răspunsul volițional al omului. Se vorbește chiar de patru convertiri. Convertirea intelectuală, convertirea sentimentală, emoțională, convertirea eclesială și convertirea continuă a lui Augustin. Dacă analizăm toate cele patru modele de convertiri propuse, vedem că convertirea lui Augustin nu este nici de cum un eveniment, ci un proces întins pe o bună parte din viață, ba chiar pe întreaga viață, dacă admitem ideea convertirii continue. Convertirea, ca orice altă convertire, nu poate fi simplificată la one event story. Un moment în care se întâmplă o criză spectaculoasă și trecerea dintr-o parte în alta este la fel de miraculoasă ca trecerea prin dulapul din Narnia, din Leu Vrăjitoarea și dulapul lui C.S. Lewis. Augustin este conștient că trece prin acest proces și depășește praguri. Este într-o călătorie plină de aventuri, este bolnav de o boală, nu se poate ajuta singur, dar întinde mâna după vindecător, este prins ca rob, dar așteaptă eliberarea, dar în același timp caută să rupă singur zăbrelele. Cum își povestește Augustin convertirea? Dați-mi voi să vă citesc paragraful 21 din cartea 8-a. Cred că merită să păstrăm câteva momente și să citim acest text absolut fascinant. Nu este mai mult de 5 minute de lectură, după părerea mea, dar măcar cu asta să rămâneți. Dacă restul nu e foarte important, măcar facem o sesiune de lectură. Știți că erau acele seri de lectură, 24 de ore de lectură. Imaginați-vă că sunteți la o astfel de sesiune de lectură intensivă, de celebrarea cărții. Capitolul al 12-lea din cartea 8-a, paragraful 28, 29 și 30. Acum însă, aruncând o adâncă privire în străfundurile cele mai ascunse ale sufletului meu, am scos la iveală și am îngrămădit înaintea privirilor inimii mele întreaga mea nenorocire. În mine s-a ridicat o furtună uriașă, purtând cu sine un putop de lacrimi. M-am ridicat atunci de lângă Alipius și m-am despărțit de el ca să-mi pot vărsa până la sfârșit potopul de lacrimi, însoțit de gemete și de țipete. Singurătatea mi se părea mai potrivită pentru tânguieli. M-am îndepărtat așadar cât am putut de mult ca să nu mă stingherească nici măcar prezența vreunui prieten. Aceasta era starea în care mă aflam și cred că Alipius a înțeles-o. Bănuiesc că am spus ceva, iar din glasul meu s-a văzut limpede că eram gata să izbucnesc în plâns. M-am ridicat și am plecat, iar prietenul meu a rămas în locul unde stătuserăm, încremenit de uimire. În ce mă privește, nu mi-amintesc cum m-am oprit. M-am prăbușit lângă un smochin și am dat drumul lacrimilor.
care mi-au izbucnit din ochi ca niște râuri. Jertfă ce ți este bine primită și ți-am vorbit atât de mult, dacă nu chiar întocmai cu aceste cuvinte, cel puțin cu acest înțeles. Iar Tu, Doamne, cât vei sta departe de mine? Până când, Doamne, vei stărui în mânia Ta, nu păstra amintirea vechilor noastre nelegiuiri? Simțeam că sunt încă robul acestora. În nenorocirea mea am început să strig: cât timp, cât timp voi mai spune mâine și mâine? De ce nu acum pe dată? De ce să nu pun capăt chiar în această oră rușinii mele? Spuneam aceste cuvinte și plângeam cu inima zdrobită de amărăciune când deodată am auzit un glas care venea parcă din casa de alături. Nu mai știu dacă era un glas de băiat sau fată, dar repeta într-una ca în refrenul unui cântec: ia și citește, ia și citește. Merită să-l auziți în latină: Dicebam haec et flebam amarissima contritione cordis mei, et ecce audio vocem de vicina domo cum cantu dicentis et crebro repetentis quasi pueri en puella nescio, tole lege. Imediat mi-am ridicat fața și am început să mă gândesc cu atenție dacă nu cumva copiii obișnuiesc în vreunul din jocurile lor să cânte ceva asemănător, dar nu mi-am amintit deloc să fi auzit vreodată așa ceva. Stăvilindu-mi năvala lacrimilor, m-am ridicat spunându-mi că aceste cuvinte nu pot fi altceva decât o poruncă dumnezeiască de a deschide cartea Sfântului Apostol Pavel și de a citi primul capitol peste care vor cădea privirile. Căci auzisem despre Sfântul Antonie, cum într-o zi, intrând în biserică, tocmai în clipa în care se citea din Evanghelie, a înțeles ca pe un demn ce se adresa chiar lui în aceste cuvinte: du-te de vinde tot ce ai și dăruiește săracilor și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Auzind această dumnezeiască prevestire, Antonie s-a convertit imediat la credința în Tine. M-am repezit deci apoi către locul unde ședea Alipius, căci acolo lăsasem cartea apostolului când mă ridicasem să plec, am apucat-o, am deschis-o și am citit în tăcere primul pasaj pe care mi-am aruncat privirea: să umblăm în plină zi cu bună cuvință, nu în ospețe și în beții, nu în desfrânări și în destrăbălări, nu în certuri și în rivalități, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu vă îngrijiți de îndestularea poftelor trupului. Nu am dorit să mai citesc în continuare și nici nu era nevoie. Imediat ce am ajuns la sfârșitul acestei fraze, în inima mea s-a răspândit ceva asemenea unei lumini pline de liniște și de încredere, care a risipit tot întunericul îndoielilor mele. Apoi, însemnând locul în care citisem cu degetul, cum nu mai știu ce alt semn, am închis cartea și, întorcându-mă către Alipius cu chipul împăcat, i-am povestit ce mi se întâmplase. La rândul lui, el mi-a relatat ce sentimente a trăit în acest răstimp, lucruri pe care, desigur, eu nu le cunoșteam. Mi-a cerut să vadă ce citise, mi-a arătat. Iar el a citit în continuare textul pe care îl începusem și nu știam ce urmează. Ce urmează? Sprijiniți-l pe cel ce este încă slab în credință. Alipius mi-a mărturisit că el se supune acestei îndrumări. Întărit de acest îndemn, fără șovoială și fără întârziere, el mi s-a alăturat printr-o hotărâre bună, foarte potrivită cu firea și cu comportamentele sale, care încă de multă vreme erau de departe mai bune decât ale mele. Plecăm, apoi o căutăm pe mama mea, îi povestim totul și ea se bucură. Când ajungem să-i relatăm în amănunt cum s-a petrecut totul, mama este cuprinsă de însuflețire și în culmea bucuriei: te binecuvintează, suflete, pe tine, care poți face mai mult, mai mult decât tot ceea ce noi cerem sau înțelegem, strigă ea. Vedem că Tu i-ai dăruit mai mult, mult mai mult decât îndrăznea ea să-și ceară prin rugăciunile sale înlăcrimate și prin gemetele sale îndurerate. M-am întors către Tine atât de deplin, încât am încetat să mai caut o soție. Am părăsit orice speranță în această lume și am început să mă bizui pe acea stinghie a credinței pe care mi-ai înfățișat-o stând într-un vis al mamei cu mulți ani înainte și ai întors în bucurie jale ei, o bucurie mult mai deplin decât o dorise, mult mai scumpă și mult mai curată decât s-ar fi așteptat să primească din partea celor nepoți născuți din trupul meu. O convertire ca la carte. O convertire după carte. Putem să înțelegem acum ceva mai mult din mecanismul convertirii. Este foarte interesant cum de-a lungul confesiunilor și nu numai, în deordine și în soliloquia, tensiunea dintre dorință,
apetențe, pasiuni. Și aici este informat de Cicero în teoretizarea acestor termeni precum amare, apetere, părere, vele, cupere, sitire, diligere, libido, cupiditas și volundas, creează o rețea semantică, după cum spune Marc Bune, o rețea semantică și conceptuală în care putem plasa convertirea. Convertirea lui Augustin pare, la prima vedere, să aibă ca miză puritate, etica, transformarea vieții lăuntrice și trăirea după standardele conforme lui Dumnezeu. Însă este mai mult decât atât. Sar peste alte câteva pasaje din confesiuni, pentru că timpul ne este împotrivă. Însă dacă citim în cărțile anterioare, vedem că trăirile lui și teoretizările, conceptualizarea acestui eveniment are atinge și alți parametri. Augustin mărturisește cum, privind la creație, la natură, este impresionat de Creator și iese în căutarea Creatorului. Episodul Tolelege trebuie înțeles în contextul vinovăției create de catehismul și de retorica lui Ambrozie, da? Sigur, care le descriu pe Hristos plin de răni pentru noi și pentru a noastră mântuire întrupat. Vinovăția indusă poate crea acea presiune necesară pentru depășirea obstacolelor intelectuale, sentimentale, raționale pentru a obține harul divin. Dar dacă ar fi doar vinovăția, tot ar fi analizabil doar psihologic. Convertirea lui Augustin este o convertire care trece de la păgânism spre creștinism și pe o latură teoretică, teologică. Analizând datele biografice, pare mai degrabă un ocol, o întoarcere către catehismul copilăriei și către puritatea inițială, dar și către puritatea gândirii inițiale. Augustin, când ajunge la Milan, este fascinat numai de puritatea vieții lui Ambrosius. Este fascinat de asemenea de conținutul predicilor lui. Mintea sa neodihnită nu se odihnește cu soluții de genul vom trăi mai bine și mai pur, ci este preocupat de gândirea pură, de coerența unui sistem care se explice ființarea. Iar Red Ortiz, în The Deep Grammar of Augustine's Conversion, susține că modelul creației, cădere, răscumpărare, privind din perspectivă trinitariană, este esențial pentru a înțelege convertirea lui Augustin. Augustin își plasează propria experiență personală într-o schemă mult mai largă, și anume actul creator al Trinității. Înțelegerea prăpastii ontologice dintre Trinitate și creație, dintre vizibil și invizibil, dintre Dumnezeu etern și cosmos, dintre logosul întrupat și logosul conceptualizat. Noi suntem imitatori al lui Hristos, care este logos etern venind printre noi în sarx, în carne. Cristologia este punctul de pornire, dar punctul de maximă intensitate a gândirii lui Augustin este gândirea teologică trinitară. În acest context, convertirea lui Augustin nu este doar o călătorie dinspre impuritate și pasiuni spre puritate. Creatorul care a scos lumea din haos ne cosmetizează, ne așează în ordine. Și aici trebuie să recurgem și la tratatul de ordine. Sfârșitul tratatului de ordine narează o conversație între Augustin și Licentius. Augustin sugerează că numai Dumnezeu este în stare să ne pună în ordine, să ne reordoneze dorințele și numai Lui trebuie să ne rugăm ca să fim în stare să facem acest lucru. Este o luptă de cocoși, este descris o luptă de cocoși și urmează o discuție între cei doi, între Augustin și prietenul lui. Și spune, uite, vezi, în orice lucru vedem ordinea și ordinea este lucru pe care noi îl iubim în mod natural pentru că Dumnezeu l-a sădit în noi. Licentius găsește ideea respingătoare. Augustin îi spune că convertirea este cea care pune toate lucrurile în ordine, ne reîntoarce în ordine, ne recosmetizează din haos. Și ce poate fi convertirea altceva dacă nu întoarcerea de la lipsa de moderație, ridicarea către virtute și moderație? Dacă iubești rânduiala lui Dumnezeu, ordinea această dragoste generează mai departe de dragostea pentru adevăr și creștere spirituală, iar toate acestea rezultă mai degrabă într-o viață împlinită și fericită. Nu se poate gândi convertirea lui Augustin în afara cărților, în afara scripturii, în afara influențelor raționale, în afara modelelor exemple, în afara presiunii dinăuntru, din afară. Există, e adevărat, o latură mistică a convertirii, rețetarismul fiind cea mai mare greșeală atunci când avem de-a face cu asemenea mutații care țin din interior. Schematismul pedagogic este o altă eroare. Nu putem nega toate evenimentele, influența Monicăi, a lui Ambrozie, povestirile, prietenii, dar aș vrea să vă atrag atenția că a lui Augustin convertire
este mai degrabă o convertire care ține de resorturile gândirii lui geniale, filozofice și teologice. Convertirea lui Augustin este o singură convertire în mai mulți pași. Este o singură destinație după mai multe drumuri ocolitoare. Rămâne o convertire taină, ca orice convertire, și totuși demnă de povestit, un mister, dar un eveniment analizabil. Convertirea ca drum pentru profesorul de retorică reprezintă un drum intelectual. Discuțiile cu manihenii, cu Ambrozie, un drum emoțional, deopotrivă. Influența mamei, moartea prietenilor apropiați, toate acestea converg într-un singur punct. Convertirea ca vindecare, drum, bună așezare, regăsirea locului potrivit către Dumnezeu. În finalul tratatului de ordine, apar ideile care au devenit aproape obsesii pentru Augustin. Supunerea față de Hristos, medierea lui Hristos, întruparea ca model teologic, mimetismul față de Hristos. Comunitatea credincioșilor este fundamentată și vindecată de persoanele Sfintei Treimi, ne spune Augustin. O comunitate în comuniune desăvârșită. Modelul pentru comuniunea noastră de pe pământ, comunitatea celor credincioși, regăsește și unește în prezență, părtășii și lucrare pe toate cele trei persoane alături de cei care își îndreaptă dragostea către Dumnezeu și de către cei care sunt iubiți pe El. Suntem creați pentru a trăi comunitar, adică eclesial, și putem fi restaurați numai în lucrarea de întrupare a Fiului și niciodată în afara lucrării de sfințirea Duhului la inițiativa Tatălui. Iată că pe lângă cristologie, Augustin dezvoltă o triadologie și o eclesiologie trinitară în paralel. Etica personală și etosul comunitar trebuie neapărat legate de teologia lui trinitară. Triunghiul, comunitatea eclesială, Hristos, cuvânt, apare ca și cadrul în care se întâmplă convertirea continuă despre care aflăm la Augustin. 6 factori apologetici, aș numi în concluzie. Ne apropiem de final. Există vreo metodologie a convertirii? O putem produce? Există vreo modalitate de a crea contextul potrivit, de a determina convertirea cuiva? Are rost apologetica sau aceasta este doar o cale prin care creștinii își expun convingerile? Este Augustin un convertit autentic sau este un reconvertit? Momentul Toleleghe este paradigmatic, urmează un tipar oarecare, este un tipar reproductibil pentru toți ceilalți. Fiecare convertire este unică, unici fiind fiecare dintre noi. Convertirea are, după cum am observat, o parte tainică, o parte vizibilă, narabilă, o altă parte neexplicabilă. Convertirea lui Augustin este consecința unor cumulări și tensiuni unice, pe care le putem schematiza alături de alți autori. Convertirea retorului, ca drum, vindecare, repoziționare, regăsire, poate fi doar didactic schematizată și apologetic în felul următor. Augustin ajunge să iasă în căutarea lui Dumnezeu, fiind mai întâi găsit de acesta, după ce înlătură câteva obstacole și este influențat de câțiva factori. Mai întâi. Înlătură obiecțiile filozofice față de creștinism. Vă amintiți că în tinerețe principala sa preocupare și tentația maniheică a fost datorită faptului că găsise creștinismul ilogic, irațional, necoerent, filozofic. Și dacă urmărim drumul spiritual al lui Augustin, vedem că într-o primă etapă, și aici este rolul apologetic, este important apologetica. Apologetica nu convertește pe nimeni în sine, Duhul Sfânt este cel care se ocupă de asta, dar apologetica este importantă și haideți să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat cu Augustin dacă nu l-ar fi întâlnit pe Ambrosius, care răspunde provocărilor intelectuale. Lectura lui Marius Victorinus, pe de altă parte, lecturile din neoplatonici au reușit să-i demonstreze lui Augustin că și gândirea creștină poate fi articulată. 2. Al doilea lucru. Înlăturarea obiecțiilor exegetice și teologice față de creștinism. Discursurile predicatorilor creștini i-au demonstrat că Biblia poate fi înțeleasă și creștinismul are coerență teologică. Deși maniheismul îi livrase și optimism, dar de asemenea o cumplită dezamăgire. 3. Exemplul credincioșilor din prejur. Degeaba avem drumul curat din punct de vedere filozofic, degeaba avem coerență exegetică și teologică dacă nu sunt exemple. Exemplul personal al mamei, exemplul lui Alipius și altor prieteni creștini, au contribuit de asemenea, alături de Sfântul Antonie, la presiunea din viața lui Augustin, vinovăția care l-a condus spre momentul Toleleghe. 4. Trece prin câteva crize existențiale, vede boală, vede război, realitatea morții,
suferința prietenilor dragi. Iarăși, un context potrivit pe care numai Dumnezeu îl creează în viața lui. 5. Se confruntă cu propria natură căzută și cu lipsa voinței și neputința de a fi pur, cu imposibilitatea de a trăi la nivelul Scripturilor. Și 6, al șaselea factor apologetic, cum l-au numit unii autori, este studiul Sfintei Scripturi. În concluzie, convertirea instantanee este un mit. Nimeni nu se convertește dintr-o dată. Ar fi în contradicție cu tot ce spune Scriptura. Împotriva lucrării, așa cum o știm, împotriva stilului de lucru al lui Dumnezeu. Personajele biblice care ne livrează convertiri sunt în situația în care formarea religioasă, ori botezul cultural avusese deja loc. Până și samariteanca este educată religios. Amintiți-vă că deschide discuția teologică cu Iisus. Nicodim este învățător al legii, slăbănogul, orbul, fiecare știa obiceiurile. Convertirea reprezintă o reașezare față de realitate, o reinterpretare a existenței. Înseamnă schimbarea punctului de aplicație, renegocierea unei chei hermeneutice pe care vei fi avut-o mai întâi față de realitate. Augustin găsise aproape tot în platonism și neoplatonism pentru a fi satisfăcut intelectual. Dar miracolul logosului întrupat l-a fascinat. După cum observă McFagg, întruparea logosului care i-a arătat iubirea și a călăuzit viața spirituală a fost picătura care a umplut paharul. Întruparea lui Dumnezeu Fiul este una dintre cheile hermeneutice prin care trebuie să deschidem confesiunile și nu numai. Are un comentariu la prima epistolă lui Ioan, l-am adus aici, pentru cei interesați, am câteva cărți pe care vi le pot oferi. Să le consultați, vedeți despre ce e vorba. Convertirea lui Augustin este prezentată extrem de romantic, ca un moment unic, ca o criză existențială, ca un singur punct într-o evoluție mult mai complexă. Convertirea lui Augustin este mai mult decât atât, este un proces, este o călătorie. De aceea ea poate fi considerată într-un fel paradigmatic, o convertire arhetip, este o convertire în care ne regăsim cu toate convertirile noastre, dar este de asemenea atipică. Este o convertire anumită aoristică. Pentru cei care studiați limba greacă veche, dacă sunt studenți la clasice aici, știți că maestrul Petru Creția ne-a spus în anul 2 de facultate, dacă vreți să înțelegeți limba greacă, trebuie să înțelegeți verbul. Dacă vreți să înțelegeți verbul, trebuie să înțelegeți aoristul. Aoristul este unic pentru toate limbile indo-europene. Îl mai avem în slavona veche, tot copiat după greacă. Ce este aoristul? Aoristul este un timp extrem de alunecos. Totdeauna când traduce este ca un pește umed care scapă. Unul dintre cei mai buni utilizatori ai timpului aorist este Ioan. Și dacă vă uitați la toți traducătorii, uneori traduc aoristul cu perfectul, alteori cu imperfectul, alteori cu prezentul. De ce? Pentru că aoristul este mai mult aspectual, are în același timp, este secvențial, cred că ați văzut fotografii stroboscopice. Stroboscopul este acel tip de flash continuu care face așa și dă imagini. De exemplu, un alergător în timpul alergării este fotografiat stroboscopic și vedem desfășurate mai multe imagini și este amprentat pe film toată mișcarea. Aoristul este secvențial, punctiliniar, momentan, în funcție de context. Și poate fi durativ. În alt context. Le sfătuiesc pe studenții mei la limba greacă să traducă mai totdeauna cu perfectul simplu, timpul neamărin, timpul oltenesc. Fusăi, mersăi, găsi, punctiliniar. Dar în același timp sunt cazuri în care trebuie să-l traduci durativ. Convertirea este aoristică. Este în același timp, este o singură formă, da? M-am convertit, găsim momentul, dar momentul este de asemenea răspândit în trecut și trăim cu toți o convertire continuă, o continuă apropiere, până la marea întâlnire. Deci m-am întâlnit cu Dumnezeu sau m-am predat la Dumnezeu. Hai, fugi de aici. Și atunci, când te întâlnești cu El față în față, ce mai faci? Abia acolo te-ai predat în mâna, abia acolo ești în fața lui Dumnezeu, abia acolo te-ai întors la Dumnezeu cu adevărat, când îl vei fi văzut față în față. De aceea ne-am convertit, putem găsi aoristic, punctiliniar, momentul și în același timp ne extindem pe o viață întreagă într-o lungă, lungă convertire, un întreg proces. Din pântecele Maicii noastre ne convertim, cum spune Psalmul 139:16, dacă doriți. Convertirea
este aoristică, pentru că precum timpul aorist este momentan, este aspectual, este nedesăvârșită și totuși acțiunea este deja petrecută, este stroboscopică. S-a dus momentul în care încercăm să contemplăm și totuși este durativ. Este greu de interpretat orice convertire în afara contextului. De aceea trebuie să recurgem la context. Prin recunoașterea faptului că procesul convertirii este dinamic, un proces continuu, Augustin privește retrospectiv spre credința sa timpurie și spre încercările sale de a-L găsi pe Dumnezeu. Vorbește despre o întoarcere graduală la Dumnezeu. Darul dragostei lui Dumnezeu acceptat de plin este abia în grădina capitolului 8 din Confesiuni. El l-a obligat să-L caute până l-a găsit. Augustin se convertește, dar convertirea lui este mister, taină, proces, moment. Ce s-a întâmplat în grădină? Augustin a trecut podul în acel moment dintre moarte și viață, dar nu s-a trezit deodată în fața podului, ci a plecat dinspre casă și a călătorit până în acel moment. Și nu s-a sfârșit totul după trecerea podului, ci a plecat mai departe spre destinația finală, adică Dumnezeu însuși. Zilele trecute nu am televizor, dar am auzit pe internet o reclamă. Nu știu exact la ce este, dar mi-a plăcut ironia reclamei. Se duce un domn la un magazin din ăsta de, cum ar fi Practicer sau altceva, nu știu, orice alt magazin din ăsta de utilități casnice și caută vopsele și zice, avem 1.000.000 de culori. Ce bine! Aș vrea să le încerc pe toate. Aș vrea să le văd pe toate. Dragii mei, Dumnezeu are în paleta Lui de culori peste 1 miliard, 2 miliarde, 4 miliarde, 10 miliarde. Câtă omenitate va fi trecut peste suprafața pământului acesteia de convertire? Cine știe? El știe numărul. Le-a încercat pe toate. Fiecare convertire seamănă cumva cu cealaltă, pentru că este produsă de acele trei persoane, de Sfânta Treime. Și fiecare convertire este diferită în același timp de cealaltă. Suntem unici, uitați-vă împrejur, nu semănăm unul cu ceilalți. Cum ar semăna oare trăirile sufletești unul cu o trăire sufletească a unia cu celălalt? De aceea trebuie să ne uităm, să celebrăm puterea Duhului Sfânt, să celebrăm o întoarcere fascinantă ca cea a lui Augustin, și asta să ne determine să medităm la propria noastră convertire. Aș vrea în final să vă povestesc ce am pățit eu înainte de a da peste Augustin. Eram în anul 1984. Tatăl meu fusese ucis de securitate în anul 1975. Am trăit frustrarea de a trăi fără tată, cu mare ciudă față de securitatea care îmi răpise tatăl. A fost o poveste foarte tristă și foarte traumatică pentru familia noastră. Și la vârstă foarte fragedă am intrat în revoltă, în rebeliune față de biserică. Fiu de pastor, traiectoria mea ar fi trebuit să fie una previzibilă. Am intrat în frământări și nu m-am îndoit niciodată de existența lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi avut gulere, l-aș fi luat de guler, să-L întreb, de ce este atâta suferință? Eternele întrebări. De ce este atâta suferință în lume? De ce este atâta nedreptate în lume? În anul acela am aflat că nu voi putea urma cariera militară. Mi-am dorit să fiu pilot de aviație militară și m-am dus, îmi depun dosarul. Profesoara de limba română, doamna Păduraru, m-a luat pe după oameni și a zis, nu poți. De ce? Făcusem profil sportiv din cauza dosarului. Cu un unchi în pușcărie băgat de comuniști și cu taicătul, cu problemele care le-a avut, nu poți. Măi băiete, tu scrii așa de frumos, fă-te inginer. Am evaluat perspectiva și atunci am văzut-o într-o foarte, nu vreau să ofesez niciun inginer în această seară, dar în marea aceea de ingineri, înainte de 89, am zis că probabil voi fi un inginer foarte prost și așa că am hotărât să-mi pun capăt zilelor. Planificasem momentul, mama era plecată la servici, sora mea era plecată la biserică și am zis lui Dumnezeu, îți mai dau o ultimă șansă. Fără să-mi dau seama
că ceea ce am făcut și ceea ce a făcut și Augustin se numește bibliomanție. N-am făcut-o nici până atunci și n-am mai făcut-o nici de atunci încolo. Dar i-am zis lui Dumnezeu, îți mai dau o singură șansă. Deschid Biblia la întâmplare și dacă îmi vorbești, te urmez. Dacă nu, ne vedem dincolo. Am deschis Biblia la întâmplare și am citit aceste cuvinte. Învățăturile tale sunt drepte pe vecie, dă-mi pricepere ca să trăiesc. Te chem, mântuiește-mă, ca să păzesc învățăturile tale. Am închis Biblia și am experimentat ceea ce a descris Augustin. Lumină, bucurie și pace. Sunt atât de multe convertiri care seamănă și totuși suntem diferiți fiecare. Cineva acolo sus ne iubește atât de mult încât să iasă în căutarea noastră înainte de a îl găsi noi. Ne caută înainte de a ști noi că ne caută. Ne întâmpină înainte de a întinde noi mâna. Mulțumesc!